Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Și ispitindu-l un învățător de lege, l-a întrebat: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața de veci? Deci iată ce întrebare frumoasă. Oricine și-a pus întrebarea cum trebuie moștenită viața de veci sau ce trebuie făcut ca să ajungem la odihna veșnică sau cum putem să ajungem la liniștea veșnică. De câte ori ascultăm în Sfânta Scriptură sau ascultăm Evangheliile morților, permanent auzim vorbindu-se în Evanghelia de sâmbătă la morți și vor învia cei ce au făcut fapte bune spre învierea odihnei, iar cei care au făcut fapte rele spre învierea osândei. Deci două mărturii clare că la Dumnezeu există două șanse. Una de răsplătire a celor ce greșesc cu bună voință la cele rele și una că celor care se străduiesc cu bună voință le plătește pe cele bune, deci le răsplătește cu lucrarea cea bună, odihna cea veșnică. Dar iată că întrebarea s-a pus din două planuri. În primul rând de un învățător de lege și al doilea ispitindu-l. Un alt paragraf al Evangheliei de la Luca arată într-o altă duminică care a trecut sau va urma că și un tânăr a venit și l-a întrebat la fel, dar nu l-a întrebat ispitindu-l, ci la modul serios: ce să fac, bunule învățător, să moștenesc viața de veci? La care Mântuitorul i-a spus același lucru ca și celui de astăzi. Păzește poruncile! Deci iată primul răspuns clar și concret. Am putea spune că predica a și fost încheiată. Păzește poruncile! Se vede lucru că pe vremea Mântuitorului, lumea fiind mai puțin cultă, nu mă refer din punct de vedere al pregătirii profesionale, ci din punct de vedere științific. Astăzi, și literatura și toate domeniile de viața socială au făcut progres spre niște trepte mai înalte. Iar rațiunea s-a dovedit a fi regină pe tronul minții, pentru că ea întotdeauna își caută argumentele cele mai sofisticate. Cum, de ce, pentru ce, când, de ce atât, de ce până atât, de ce așa, de ce nu așa, de ce tocmai așa, de ce nu tocmai altfel. Și iată că în felul acesta s-a născut necesitatea de a încerca să se vorbească și să se învețe și să se scrie și să se cunoască la cele mai înalte, să spunem, cugetări, la cele mai înalte sofisme. Așa s-a născut și filozofia, așa s-a născut și retorica, așa s-au născut toate celelalte științe înalte care te învață să vorbești frumos, dar în deșert. De ce spun în deșert? Noi umplem văzduhul de cuvinte, spun Sfinții Părinți. Zice, ce este cel care învață și nu face? Zice, ce este cel care primește învățătura și nu o pune în practică? Zice, este mormânt văruit, vas gol, fum, umbră, vis, prorocul David. Deșertăciune este omul, mincinos este omul, asemănat sadobitoacelor omul. Deci iată câte învățături care ne arată că omul, deși știm de toate și cunoscând pe toate, dacă nu le punem în practică, nu suntem altceva decât împrăștietori de vorbe în vânt. Iată că și în credința creștină, pentru a ajunge să le demonstrăm oamenilor frumusețile lui Dumnezeu, trebuie să te străduiești acum să depășești timpul mesianic al Mântuitorului și dintr-o parabolă care are în ea concentrată toată învățătura, să încerci să scoți o serie întreagă de învățături care mai pendelete sau mai ușor sau mai greu să se strecoare în mintea omului și să devină fragile, să devină sensibile, să pătrundă la coarda conștiinței, la coarda minții și astfel să instaleze în sufletul lui acea curățenie și acea trăire duhovnicească, de fapt, pentru care omul a și fost născut de Dumnezeu. Deci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut tocmai pentru a se bucura și a stăpâni materia, creația și toată lumea văzută și nevăzută, pentru că toate îi se închină omului, dar omul a devenit rob al materiei și a devenit rob al simțurilor sale.
De aceea, una din întrebările esențiale care circulă astăzi este și aceasta. Suntem robii plăcerilor și ai senzațiilor sau suntem stăpânii rațiunii și ai minții? Deci cine nu știe să-și stăpânească rațiunea și mintea, cade robul plăcerilor. Și iată tocmai același lucru îl contraria pe Mântuitorul în acea vreme. Și a trebuit și el la timpul lui să se întâlnească cu două personaje diferite și să dea două răspunsuri identice, dar cu sens diferit. Primul, ispitindu-l cum să moștenească viața de veci, Mântuitorul și-a dat seama de cursa pe care o întinde și îi spune ce este scris în lege, cum citești. Iar celui de-al doilea, care venea cu gândul curat și cu respect față de Învățătorul, față de Mântuitorul, îi spune: fă poruncile. Răspunsul celui de-al doilea era: toate le-am păzit din tinerețe. Răspunsul celui din tâi, deci a Învățătorului de astăzi, a fost un răspuns bizar. Cine e aproapele meu? Cine e aproapele meu? Iată o întrebare esențială. Cine este aproapele meu? Aproapele meu este și soțul, și soția, și copilul, și mătușa, și bunicul, și vecinul, și străinul, și țiganul, și românul, și jidanul. Toți sunt aproapele meu, dar în ce măsură? În măsura credinței în Iisus Hristos. Faptele fără credință sunt moarte. Și păgânii fac benchetul și mănâncă, și păgânii se spală, și păgânii fac milostenie, și păgânii fac caritate și dau de pomană și ajută pe cei săraci, dar nu o fac în virtutea inerției credinței lui în Iisus Hristos, ci o fac în virtutea trupească, cum spune Apostolul Pavel, neavând lege, fac ale legii. Nu asta este important. Important este că acum urmează ceea ce trebuia de fapt să urmeze. S-a ridicat Învățătorul de lege de ce? Să-și scoată în evidență înțelepciunea și cunoașterea legii vechi. A vrut să arate cât de bine stăpânește Decalogul. A vrut să arate că el este cel care face din cele 5 cărți a lui Moise, sau poate și mai mult din celelalte din proroci, pe interesantul în neamul lui iudaic, sau dacă o fi fost curat iudeu, și a vrut să-i demonstreze Mântuitorului că va fi prins în cuvânt. De aceea și se folosește cuvântul ispitindu-l, și noi ispitim astăzi. Mergem uneori și când ne interesează un lucru, nu spunem direct: domnule, mă doare capul, ce pastilă folosesc? Dacă l-ar durea pe cineva capul, ce pastilă ar fi bine să ia? Deci, noi ne adresăm la modul indirect. La fel se adresează și el. Dar i-a pus o întrebare care urma să primească un răspuns direct și concret. Vreau să moștenesc viața de veci. Deci dacă vrei să moștenesc viața de veci, înseamnă că osteneala și strădania și munca este extraordinar de multă. De ce? Trei mărturii. Cu a nevoiei se intră în Împărăția lui Dumnezeu, silitorii vor lua Împărăția lui Dumnezeu și nimic necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cu a nevoie se intră în Împărăția lui Dumnezeu, spune mai departe Sfânta Scriptură. Mulți chemați, puțini aleși. Nu toți cei ce zic: Doamne, Doamne, vor vedea Împărăția lui Dumnezeu. Iarăși Sfânta Scriptură spune, zice: privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Și iarăși Sfânta Scriptură spune, zice: la vremea de apoi, zice, când se vor ridica Hristos și mincinoși, și mulți din cei aleși vor cădea. Deci cel ce stă să ia aminte să nu cadă, iar cel ce cade să ia aminte să se ridice. Deci în final Mântuitorul nu condamnă nici pe cel căzut, nici pe cel ce cade, nici pe cel ce n-a căzut, ci avertizează pe amândoi. Dacă n-ai căzut, ai grijă să nu cazi, iar dacă ai căzut, ai grijă să te ridici. Silitorii vor lua Împărăția lui Dumnezeu. Când spunem despre lucrul acesta, trebuie să ne aducem aminte de toată osteneala. Trebuie să ne aducem aminte de toată strădania sfinților. Trebuie să ne aducem aminte de toată strădania pusnicilor, de toată strădania Mariei Egipteanca, a Sfintei Teodora de la Sihla, a Sfântului Ioan Iacob, a mamelor creștine, a ostașilor care au apărat pământul țării și toți cei ce s-au ostenit pentru dreapta credință, pentru că au intrat de la rândul mucenicilor până la rândul martirilor, până la rândul cuvioșilor, toți în Împărăția lui Dumnezeu prin osteneală multă.
Unii au intrat cu scrisul, alții au intrat cu sabia, alții au intrat cu osteneala, alții cu postul, alții cu rugăciunea, alții cu milostenia, alții cu faptele bune, alții cu puterea de a-L cunoaște și de a-L înțelege pe Dumnezeu și de a-L mărturisi și altora, cum au fost mărturisitori, al de maxim mărturisitorul, Grigore Palama și mulți alți sfinți. De ce să intre greu pe această cale? Trei uriași sunt cei care îl luptă pe om. Trupul, lumea și diavolul. Sensul de diavol în mintea noastră de astăzi, plină de rațiune și de înțelepciune și de putere și de știință, mai este înlocuit uneori în credințele oculte de puterile malefice. Nu-i malefic, e drac. Că dacă n-ar fi drac, n-ar fi căzut din cer. Deci rămâne Satana, ispititorul, dezbinătorul, răufăcătorul, tatăl minciunii, duhul minciunii, împăratul întunericului, stăpânul întunericului. Deci el rămâne și se strecoară în mintea omului, intră și îi dă gânduri spurcate, îi dă ideea să facă fapte rele și în final îl duce la pierzare prin amânare. Lasă ca ai să te pocăiești, lasă ca ai să postești, lasă ca ai să te ostenești și așa mai departe. Deci de aceea este strâmtă calea pe care să ajunge la Dumnezeu și silitorii o iau pe ea. De ce? Trebuie osteneală și voință de sine. Dacă ți-i foame să te înfrânezi, dacă ți-i sete să nu bei, dacă ți-i somn să nu te culci, dacă ești trudit să nu te odihnești. Și așa, prin aceste osteneli, putem să-i dăm jertfă lui Dumnezeu, cum spune Gheron Iosif, dând picături de sânge vom lua duc. Deci nu este vorba de acel sânge trupesc care curge tăindu-te la un deget, ci este sudoarea voinței tale pe care o pui în slujba lui Dumnezeu. Faptul că te-ai sculat la 6 și ai venit cu autobuzul în biserică e o sudoare, pe când altul dă drumul frumos la radio și ascultă liturghia la televizor. Nu va avea aceeași plată cu cel care s-a ostenit și este de față în fața lui Hristos și nu îl privește prin ecran sau prin difuzor. Spune mai departe, mulți zic Doamne, Doamne și puțin vor vedea împărăția lui Dumnezeu. De ce? Noi am rămas la învățător și vreau ca să vedeți cum e cu aceștia. Deci toți vorbesc de Dumnezeu. Și creștinii, și sectarii, și păgânii, și neoprotestanții, și cei de alte credințe, toți pomenesc de același Dumnezeu. Dar totuși simbolul credinței vorbește de un singur Dumnezeu. Ei, Apostolul Pavel spunea de mult, Hristos nu s-a împărțit. Și dacă nu s-a împărțit, este mădularul sau capul bisericii. Iar noi suntem vițele sau mădularele în parte, care trebuie să ascultăm de unul și același Dumnezeu și nu de mai mulți Dumnezei. Prorocul David a spus, toți Dumnezeii păgânilor sunt dragi, iar Domnul cerul a făcut. Deci Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, marea, nisipul și toate câte sunt întrânsele, cum se cântă la o bedniță, acela este Dumnezeu cel adevărat care mântuiește pe cei ce se mărturisesc în adevăr. Deci pe cei care respectă crucea, nu de lemn, ci crucea de jertfa lui Hristos sau sângele picat la Golgota pentru mântuirea lumii și îl iau pe buzele lor, îl iau pe buzele lor, pentru a fi una cu Hristos. Eu și Tatăl una suntem. Eu mă rog ca tot să fie una. Eu mă rog ca tot să fiți sfinți precum Tatăl cel din cer sfânt este. Sau fiți desăvârșiți precum Tatăl cel din cer desăvârșit este. Deci iată ce se cere prin această comuniune cu Hristos. Asta este esența liturghiei. Deci iată cum se ajunge la viața de veci. Pentru că a zice din gură rugăciuni, a cânta, a profesa, a ține filozofie, a face ore de retorică, a vorbi frumos despre Dumnezeu, nu-i tot una ca te osteni frumos despre Dumnezeu. Și dracii îl cunosc pe Dumnezeu mai bine decât noi. Au fost heruvime, au stat în slava lui Dumnezeu, i-au văzut lumina cea neapropiată, i-au văzut lumina cea pururea fiitoare, i-au văzut mila, bunătatea, dreptatea, puterea, înțelepciunea și toate celelalte puteri dumnezeiești din care s-au lepădat prin cădere sau de care s-au lepădat prin cădere. De aceea până la viața de veci se ajunge greu și nu din glumă. Pentru unii nici nu cred că există viața de veci, că ei te și iau în râs. Zice, ce-a mai fi dincolo, Dumnezeu știe. Deci anulează puterea lui Dumnezeu, anulează viața veșnică, dar în pronunție spune, Dumnezeu știe ce-a fi dincolo. Știe Dumnezeu ce este.
Și știi și tu, fiind mână în mână cu El, cu Dumnezeu, deja tu știi dacă sunt sluga directorului sau sunt sluga contabilului sau sunt sluga ministrului, nu știu ce se pune la cale dincolo, la biroul lui, la fel și în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că sfinții și îngerii cunosc voia lui Dumnezeu și de aceea spune minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Deci, minunat a făcut voile sale prin trânsii Dumnezeului Israel. Deci, sigur că sfinții cunosc voia lui Dumnezeu și o împărtășesc celorlalți de pe pământ și celor care vor ca să-L cunoască. Deci, nu este o necunoștință de cauză în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i nimic haotic, nu-i nimic la întâmplare, nu-i nimic aruncat, cum se spune, din parașută, ci totul este într-o desăvârșită ordine și disciplină duhovnicească. Heruvimii cântă, serafimii cântă, tronurile odihnesc pe Dumnezeu și tot cum ați auzit la ierarhiile cerești, până la îngerii care păzesc cu oamenii și toată suflarea pământească să fie sub pronia lui Dumnezeu. Și Iisus, văzându-și așa un filozof în fața lui, s-a prefăcut că nu știe ce scrie în lege. Venea, să spunem așa, o combinație sau o comparație, un învățător, unul patru, să-i ceară unui profesor universitar lecții despre Dumnezeu. Și iată-l pe învățătorul de lege, plin de sine, căzut în disgrația Mântuitorului din cauza ispitirii și a vicleniei, care acesta îi spune, dar ce-i scris, cum citești? Nu putea Mântuitorul să-i redea un pasaj din Sfânta Scriptură? Putea, dar n-a vrut. Ce a spus? Citește ca să se împlinească cuvântul Scripturii. De n-ai fi știut, păcat nu ai avea. De n-ai fi văzut minunile mele, păcat nu ai avea. Minunile le-ați văzut și m-ați urât și pe mine și pe tatăl meu. Legea ați știut-o și ați călcat-o și acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Asta era, de fapt, răspunsul concret al Mântuitorului care trebuia pus pe tavă acestui învățător. Iar el răspunzând, desigur, s-a și grăbit ca să-i dea răspunsul. Ce a zis? Iată, am în fața mea un nepregătit. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta. Deci când toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm și pe noi înșine și unii pe alții, de aceea, deci iubindu-ne unii pe alții, putem să demonstrăm că îi dăm viața lui Dumnezeu. Și aici mă opresc și iarăși vă fac afirmația de la spovedanie. Urăși pe cineva, pismuiești pe cineva, porți vrajbă pe cineva, te dezbini cu cineva, ai ură pe cineva? Da, și nu pot ierta. Nu poți să-i dai toată viața și inima ta lui Hristos, pentru că Ioan Evanghelistul spune, cine urăște pe aproapele și iubește pe Dumnezeu, mincinos este. Deci nu poți, cel puțin trebuie să ai puterea de a ierta, dacă nu de a iubi. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Problema aproapelui rămâne problema cea mai gravă din toată Sfânta Scriptură. Al cunoaște pe Dumnezeu, l-au cunoscut toți. Al vedea pe Dumnezeu, l-au văzut toți, și credincioșii și necredincioșii, fiindcă după moarte toți se întâlnesc cu Dumnezeu. Dar problema iubirii aproapelui rămâne interminabilă. De veacuri și de veacuri și de timpuri s-a pus problema aproapelui. Cine este aproapele meu? A fost și întrebarea. Deci a fost și întrebarea acestui învățător și este și întrebarea noastră de astăzi. Cine este aproapele meu? Și o să vedeți cum este și cu problema acestui aproape. După ce și-a spus prima poruncă din Decalog, Mântuitorul i-a spus, drept ai răspuns. Și de ce drept ai răspuns? Tot în Sfânta Evanghelie scrie așa, zice, cine calcă una din porunci, vinovat se face de toate celelalte. Și să le luăm, să le înțelegem și lucrul acesta. Spune să iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele. Dacă eu fur de la tine, mai respect prima poruncă? Dacă eu desfrânez cu tine, mai respect prima poruncă? Dacă te ucid, respect prima poruncă? Dacă răvnesc bunul tău cu vicleșug, respect prima poruncă? Dacă nu cinstești pe părinți, respect prima poruncă? Deci de aia spune Mântuitorul, cine se face vinovat de o singură poruncă, vinovat e de toate celelalte. Deci eu n-am nevoie de Decalog. Eu am nevoie de prima poruncă din Decalog. Dacă am respectat-o pe prima, celelalte decurg de la sine. Este exact ca și un mecanism. Ca să obțin pâine, trebuie să am drojdie și făină. Pot să am și brutar, și malaxor, și cuptor. Dacă nu am făină, nu am din ce să fac pâine. Și poate să fie și invers. Fără acestea fac pâine, dar fără făină și cu toate acestea nu fac pâine.
La fel este și aici. Cu Dumnezeu le fac pe toate. De fapt, fără Dumnezeu n-am mai făcut nimic. Așa și aici. Deci, iubindu-L pe Dumnezeu, de fapt, Cel de lângă mine nu mai pot ca să-i greșesc și n-am cu ce să-i greșesc sau n-am cu ce să-L urăsc sau să-L văd ca un dușman al meu. Și atunci, sigur că i-a spus, fă acestea și vei trăi. Când i-a spus, fă acestea și vei trăi, nu i-a arătat că era mort. Deci, fă acestea și vei trăi viață veșnică. Ăsta e răspunsul final și concret. Pentru că deja trăia. Trăia cum trăim și noi. Ne mâncăm, ne spălăm, ne îmbrăcăm, ne rugăm, lucrăm, muncim și avem pe toate cele trebuincioase. Dar trebuie să și trăim, că Apostolul Pavel așa spune, viața este una și a trăi este alta. Zice, nu umblați ca niște neînțelepți, pismuindu-vă unii pe alții, dezbinându-vă unii pe alții, urându-vă unii pe alții, ci umblați ca fiii luminii, că deși murim și deși trăim, ai Domnului suntem. Deci dacă când s-a referit Apostolul Pavel că deși murim, s-a arătat că și atunci când duhovnicește suntem la pământ, fără un pic de simțire duhovnicească, și atunci Dumnezeu ne ocrotește, care pe cei drepți iubești și pe păcătoși miluiești. Deci vezi? Deci iubirea este a celor drepți, iar mila este a celor păcătoși. Și atunci, sigur, că ori murim, ori trăim, ai Domnului suntem. Deci dacă trăiești duhovnicește, tot al lui Dumnezeu ești. Dar, zice, să împlinim acestea, spune Apostolul Pavel, și așa pururea cu Domnul vom fi. Deci iată de ce se vorbește de viața veșnică. Vom fi pururi cu Dumnezeu numai când suntem în comuniune cu Dumnezeu. Dar, aici ajungem unde am pornit adineauri. El, ca să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus, cine este aproapele meu? Ca să vă fac să înțelegeți povestea aproapelui și să putem să o îmbinăm frumos, am să vă dau doar două, trei exemple, culese de aici și de acolo. Se spune că mai demult, un avocat sau un judecător avea și el un prieten și acesta greșise. Și când a ajuns să-i fie chiar judecătorul, prietenul, cel care l-a apărat în instanță, toți au zis, vom vedea ce se întâmplă. Acum că ăștia doi sunt prieteni la cataramă. Și toți au zis, vom merge să vedem în sală cum se va desfășura procesul respectiv. Și știindu-i prieteni, s-au umplut sala de oameni cunoscuți și toți stăteau de față și priveau cu uimire la sentința care avea să urmeze, la care judecătorul prompt se scoală și spune, inculpatul cutare, conform legii și hotărârii cutare, va plăti suma de cutare, despăgubire, greșeală făcută lui cutare. La vreo 20.000 de franci sau ce-o fi plătit el acolo. Toți dezaprobați, toți uimiți, toți crispați și înspăimântați, cum se poate între doi prieteni o asemenea nenorocire? Și ce a zis? S-a dus prietenia lor. Deci, satana pismuiește și urăște și urmărește dezbinarea între oameni. Dar lucrurile nu s-au desfășurat așa. S-au desfășurat tocmai cu întrebarea, cine e aproapele meu? Ieșind de la serviciu judecătorul, și-a luat bani din buzunarul său, s-a dus unde se plătea la caseria respectivă amenda și-a achitat-o pe numele acelea spunând, am venit să plătesc amenda lui cutare că m-a trimis oare de la judecătorie. Acela ieșind și el de la judecătorie, cum sunt prietenii, m-a vândut, m-a trădat, m-a bârfit, m-a vorbit, uite ce mi-a făcut, uite ăsta ți-i prietenul, cutare, cutare, cutare. Deci, uneori, prietenia de aceea spune că nu-i bine să faci întotdeauna prietenie decât după Dumnezeu, trebuie să te facă să devii parșiv sau corupt. Pentru că, după cum sunt prietenii, la fel este și lucrarea dintre ei. Și atunci, sigur, că acesta în cele din urmă, jignit și întristat, s-a dus ca să-și achite respectiva pedeapsă, deci la caserie. Și unul îi spune, ce doar nu vreți să plătiți de două ori, mie mi se arată aici că s-a plătit contravenția dumneavoastră. Uite, aveți chitanța. Și ăsta rămâne minunat și în clipa aceea întreabă, dar cine a plătit? Păi a fost astăzi domnul judecător, prietenul dumneavoastră. A spus că l-ați trimis. Și atunci a văzut cine este aproapele meu. Deci aproapele meu este cel care mă duce numai pe cărarea cea bună. Aproapele meu este cel care îmi face numai și numai binele și nu din prietenie sau din cunoștință, mă surpă în rău,
pe ideea că suntem prieteni. Nu te îndrept că mi-ești prieten, nu te cert că mi-ești prieten, nu te învăț că mi-ești prieten, nu te spovedesc cum trebuie că ne cunoaștem sau nu-ți dau canon cum trebuie că mi-ai adus făină, ulei sau banane sau pâine sau nu știu ce. Nu e adevărat. Alea dacă le-ai adus, le lași lui Dumnezeu sau le lași să fie mâncate, iar tu îți faci canonul cuvenit, îți faci pedeapsa cuvenită, îți faci datoria cuvenită, ca atunci când în împărăția lui Dumnezeu ne întâlnim să rămânem veșnic prieteni. Deci cine vrea să nu se despartă aici pe pământ și să fie fidel și dincolo, trebuie să fie corect. O întâmplare și de sens invers cu prietenii aceștia, fiindcă prietenii se schimbă între ei. Noi toți avem prieteni, dar un mare filozof spunea: ferește-mă de prieteni, că de dușmani mă păzesc eu. Și trei vânători, mergând la vânătoare veche, și aceasta de când, cred că a mai fost spusă de zeci de mii de ori, dar contextul îi vine foarte bine la cine este aproapele meu, ducându-se la vânătoare, au găsit undeva tăind un copac să facă focul, să-și frigă vânatul, bani. Bani, bani, bani. Problema de astăzi, banii. Și a spus așa, fiecare în viclenia lui: măi, lăsăm comoara aici, tu du-te ia pâine, tu du-te ia, zice, țuică sau ce-au mai cumpărat ei, tu du-te și mai ia ceva de aleguri și hai să facem un ospăț pe cinste și apoi să împărțim respectiva comoară. Unul a rămas de pază și doi au plecat după pâine și după țuică și ce mai aveau ei de cumpărat. Dar Satana, care nu doarme, dar Satana, care lucrează și vrea pentru aproapele ca să ne bage în iad, ce-a zis în sufletul celui de lângă foc? Pune pilule de stricnină care le pui la sălbăticiuni să le vânezi în carne, că ăștia vor mânca și vor muri și îți rămâne comoara ție. Dar tu să nu mănânci carne, tu să mănânci numai pâine și țuică să bei sau vin ce cumpărau ei. Cel care mergea pe cale să cumpere pâinea pentru ospăț a zis: pune o travă în pâine și tu vei bea țuică și carne și zice, îți va rămâne comoara ție. Iar cel de-al treilea a spus: ce? Te vei scuza că nu poți bea? Otrăvește băutura și toată comoara va fi a ta. Și zice, vei mânca doar pâine și carne și va rămâne comoara a ta. Și pe cinste, făcându-se aceasta cu cuget murdar și din lucrarea Satanei, cei trei aproape unul pentru altul și buni prieteni au rămas morți lângă comoară din lucrarea Satanei. Că fiecare își mânca mâncarea pe bună dreptate a prietenului neotrăvită. Și iată, de fapt, morala care este: ferește-mă de prieteni, că de dușmani mă feresc eu. Deci, vezi, care este aproapele meu? Întrebare esențială. Așa se întâmplă și astăzi. Hai să ne privatizăm că te ajut eu. Și după ce te-ai văzut cu prietenul scos din necaz, îl bagi la fund și iei totul dacă poți. Sau îi mai spui, dacă nu-ți convine, n-ai decât. La fel se întâmplă și în familie. Hai să facem nuntă, hai să facem cutare, cutare, și când cred că viața e grea de dus, unul ia la stânga și unul la dreapta, zice. Nepotrivire de caracter. Au fost prieteni, s-au cunoscut, au crescut împreună copii, au făcut casă, au avut cununie, s-au spovedit, s-au împărtășit, au trăit într-un pat, au mâncat la o masă și deodată nu se potrivesc în caracter. Deci iată cine este aproapele meu. Deci asta era întrebarea esențială pentru care Dumnezeu se frăsuia în sufletul lui și se mâhnea că acest individ ispitit îl cerea să vadă cine e aproapele. Și i-a tras o lecție de morală care și nouă ni se cuvine când ajungem la ea la timpul cuvenit. De ce vă spun lucrul acesta? Vă spun pentru că există o altă formă de a fi prieten. Venind odată saracinii peste o mănăstire, au găsit trei călugări bătrâni și unul tânăr. Și i-au luat rog. Și cel tânăr a spus așa: uite ce se întâmplă, sunt bătrâni și neputincioși, ce să faci cu ei? Am eu 8 galbeni a episcopului, averea bisericii, ți-i dau ție, răscumpără-i pe ei și lasă-i aici în mănăstire și ia-mă pe mine, slugă. Dar el le spunea cu multă vreme înainte: cine iubește pe aproapele împărat este, cine își dă viața pentru aproapele împărat este, cine se luptă pentru binele aproapelui și suferă cu el și se bucură cu el împărat este. Și mergând pe cale și nerezistând oboselii și necazurilor și toate câte ei le făceau acei păgâni, i-au tăiat capul. Și în clipa aceea deasupra capului a stat
coroană de biruință trimisă de la Dumnezeu. Acesta este aproapele meu. Fiindcă știți și zicala din popor cu cei doi mergând la pădure, în care ursul, rămânând la cel de jos de frică și de spaimă leșinat, și cel din copac întreabă ce ți-a spus la ureche, cu oameni ca tine pe drum să nu mă mai însoțesc. Deci iată cine e aproapele meu. Asta este morala Evangheliei de astăzi. Dar Mântuitorul a vrut să o aducă într-un totul duhovnicesc. Și ce a făcut? Și a implicat activitatea mesianică, a arătat legea darului sub o formă de parabolă cu totul deosebită și schimbată ca formă de exprimare, dând de exemplu pe un samarinean care trecea pe cale și a găsit un om căzut între tâlhari. E și firesc, câte nu se întâmplă astăzi, morți prin canale, împușcați, aruncați sub tren, ce e o minune asta, nu, nici nu era o întâmplare, ne interesează doar esența ei. Și a trecut pe alături și levitul și preotul legii vechi și s-au uitat și au plecat. Deci ce înseamnă asta? Că învățătorul acesta de lege, care predica atât de frumos învățătura, precum și noi ne pretindem că le învățăm pe toate și frumos și bine, nu se implica în viața celor ce sufereau de sub această lege, ci își avea interesul lui personal. Și atunci sigur că Mântuitorul este cel care vine să se pună în postura samarineanului milostiv și să arate că nu legea rezolvă totul, nu litera care ucide, ci Duhul dragostei care dă viață. L-a luat, l-a pansat, l-a spălat, de ce tocmai cu vin? Vinul avea să fie sângele lui Hristos binecuvântat în joia cea mare. De ce tocmai cu un de lemn? Semnifica mirungerea, semnifica miruirea cu maslu, cum spune acolo, de este bolnav cineva să-i chem preotul să-i citească, să lungă cu un de lemn sfințit. Sau semnifica chiar coborârea Duhului Sfânt care se face la botez prin însemnarea cu Sfântul și Marele Mir, care este tot ulei. Deci iată de ce i-au uns rănile cu un de lemn și vin. Pentru că totuși în simbolul vremii de atunci, prin arșița Ierusalimului, picioarele se spălau frumos cu apă rece și se ungeau cu un de lemn să nu crape de arșița soarele. Nu se purta pantofi cu toc pui, să ai aer pe sub tălpi, ci se purta sandale. Un alt lucru care este în evidență nu e acesta. Nu s-a implicat să-l ridice din drum și să-l placeze într-o marjină de drum spălat sau pansat. L-a pus pe asin și a bătut calea de unde avea el de mers sau ce avea de făcut, l-a dus la o casă de oaspeți, s-a implicat, l-a dus la un hotel, la infermeria unui spital, să spunem, la urgență. Dar nu numai atât. Grijiți de el că ce va costa când mă întorc, eu voi plăti. A venit samarineanul milostiv și s-a jertfit pentru păcatul lumii. Și și-a lăsat toți bolnavii în biserică. Că spune Apostolul Pavel, zice, biserica se proslăvește prin vase de cinste și vase de necinste. Dar, zice, și cei păcătoși au nevoie de doctor. Că n-am venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi am venit. Și știm pilda lui Zaheu Vameșu, pilda lui Matei Vameșu, deci toți care și-au lăsat, Petru care s-a lepădat, Pavel care l-a prigonit, deci nu este nevoie de 100 și de 1000 de explicații, ci trecem concret, pilde sunt suficiente. Dar ce a făcut Hristos? Deși ne-a încredințat bisericii să fim veșnic spălați cu un de lemn și vin, să fim curățiți prin sfintele taine și prin pocăință și prin spovedanie și cu ranele pansate prin dezlegarea păcatelor, ne-a mai lăsat și puterea de a răsplăti celor care ne fac aceasta când se va întoarce. Și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Zice, bate voi păstorul și se va risipi turma. Dar tot Mântuitorul spune într-o Evanghelie, eu sunt păstorul cel bun ce își pune viața pentru voi și ele aud glasul meu și mă cunosc și vin după mine și va fi o turmă și un păstor. Deci nu spiritul de turmă sau de îngrămădeală la anafură sau la spovedit. Nu! Turmă în sensul fără număr, turmă în sensul de smerenie, turmă în sensul de mulțime, deci nu de o dezordine, de haos. Și când spun lucrul acesta, spun tocmai finalul acestei Evanghelii, s-a spăimântat învățătorul de lege că a fost pus în dilema cea mai grea. Și care a fost dilema? De ce tocmai levitul a trecut pe alături? De ce tocmai preotul a trecut pe alături?
De ce tocmai samarineanul s-a găsit să facă aceasta? Spune Scriptura, păgânii fac bine din ale firii. Și legat de samarinean, povestea era alta. Mântuitorul a ales acest titlu de samarinean sub un alt motiv. Samarinenii erau un fel de iudei amestecați cu un fel de credință idolatră, ce se închinau în muntele Garizim la un fel de idol, dar aveau în credință și amestecăturile lor iudaice, de când au fost ei cotropiți. Deci și-au trecut sub dominația asiro-babiloniană, de atunci au moștenit porcăriile acestea de idolatrie. Dar l-a dat de pildă pe samarinean, de ce? Ca să arate că e om spurcat, nu e om curat, e om păcătos care a călcat legea lui Dumnezeu. Dar ce a rămas? A călcat litera, dar i-a rămas Duhul, dragostea. Deci i-a rămas sufletul bun, i-a rămas conștiința curată, i-a rămas puterea de a se îndrepta. Și n-a folosit-o Mântuitorul o singură dată. Păgân înseamnă țăran. De credință străină, cum spune o femeie hananiancă, păgână. Deci este un cuvânt care închipuie omul credincios acelei închinări de idol, dar de la țară, pagan. Dar nu asta e interesant, este ce zice, n-am găsit atâta credință în Israel. Deci în ideea că zeul lui de lemn sau de piatră are atâta transfigurare în împărăția cerurilor, îi face pe ei să creadă și Dumnezeu să le iubească credința care nu pornea dintr-o răutate a inimii, ci dintr-o bunătate a inimii. Un jehovist sau un adventist sau un penticostal sau un catolic sau un greco-catolic, ei fac astăzi pe grozavi. Urlă, zbeară, dau de pomană, cărți frumoase, colorate, bani, haine, lux, propaganda, afișuri. Dar le fac din drăcia inimii, din parșivenie le fac, nu le fac din dragoste, din dorința de a acapara, de a cotropi. Nu în ideea că există un Dumnezeu adevărat de care să tem, ci în ideea pe care o spunea Mântuitorul, nenorociților, zice, cutreierați marea de 4 și de 7 ori până câștigați un suflet și vă faceți un ucenic. Dar după ce l-ați câștigat, îl faceți îndoit fiul al ghienei. Deci, să luptă sectarul, îți dă, te ajută, să-ți bate, te sprijină, dar și după ce te-a câștigat, te face îndoită satană mai rău decât diavolul. Diavolul știe măsura lui Dumnezeu, spune Iacov, capitolul 3 sau 1 cu 18, și dracii să tem și să cutremură, dar sectarii nu se mai cutremură. Uită că Dumnezeu vede nenorocirile și mizerile lor și tocmai insistă mult în ele și atât de rău îi indoctrinează încât dacă te întâlnești cu un fost ortodox, un fost creștin, născut de biserică, botezat de biserică, a, vreți că în ce întunecime am trăit eu până acum, ai văzut când i s-a luat ceața de pe ochi, de-abia când s-a lepădat de Dumnezeu. Că stăteau sfinți în pustie și venea dracul în chip de arhanghel și spunea, pentru viața ta curată m-a trimis, zice, din cer să-ți vestesc ție cu ramură de crin ca la Maica Domnului. Iar sfântul de acolo spunea, vezi că ai greșit adresa, eu sunt păcătos, du-te la alții. Ei, astăzi e de ajuns să ne scarpine în coarne un pic și să spună, vai ce femeie vlavioasă, vai ce femeie credincioasă, vai ce bărbat extraordinar. Și noi deja ne mișcăm mândria înăuntru. Tremurăm așa ca un fel de bloc din ăla la cutremur de 4 grade, numai vibrăm. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Suntem praf și cenușă, suntem umbră și vis și suntem fum. Pentru că credința nu se încearcă cu vorbe și cu gândiri la urechi și cu vorbe frumoase. Credința concretă se vede din fapte. Familii nedezbinate, copii frumos educați, oameni creștini corecți, milostivi, prezenți la biserică, spovediți, împărtășiți, curat sufletește, fără pismă, fără vrajbă, fără ură, fără invidie, fără răutate, fără răzbunare, fără dorință de acaparare. Îmi spunea odată cineva o întâmplare interesantă. Zice, părinte, zice, a fost patronul meu, zice, la biserică, la dumneavoastră și a plătit pomelnic. Și zice, de atunci, zice, ne lasă duminica, nu mai lucrăm. Zic, dar de ce vă lasă? Păi a zis că, zice, dacă mai lucră duminica, îi merge rău. Zic, spuneți-i să vă lasă și în celelalte sărbători cu cruce roșă, care să câștige dublu după aceea. A, nu, zice, pierde la banii de ajuns duminica. Ei, dacă ăsta ar înțelege, și mulți alții ca el, la fel, și ar înțelege că aproapele meu e oglinda mea și Dumnezeu meu, pentru că Dumnezeu stă în chipul fiecărui om,
N-ar greși și s-ar îmbogăți de două ori. Nici hambarele n-ar trebui să le mărească, nici de foame n-ar pieri. Dar noi adunăm și casă peste casă, și țarină peste țarină și nu moștenim nimic. Când terminăm de nejudecat pentru zeci de hectare de pământ, imediat sună glasul clopotului și se aude glasul cântărețului, aleluia, aleluia, veșnica pomenire. Și mai departe, la întâlnire, cum se spune la țară, zice, s-a dus pe apa sâmbetei. Deci iată, au rămas toate adunăturile. S-a îmbogățit omul trupește, dar sufletește, n-a dobândit nimic. Îi scrie pe cruce, aici a murit primarul cu tare, aici doarme ministrul cu tare, aici doarme poetul cu tare, aici doarme savantul cu tare. Dar în iad stă sufletul lui Gheorghe, stă sufletul lui Maria, sufletul lui Ion, sufletul lui Cristian, sufletul lui Gheorghian. Deci ai văzut? Deci nu mai scrie pe fruntea lui, acest sfânt a fost savant. Ci dacă este sfânt, este sfânt, iar dacă este păcătos, stă în ghena focului. Unii, spune știința, că a făcut progres și încearcă să conserve capetele cele mai luminate prin metode foarte speciale și să obțină după moartea lor să transplanteze capul și creierul lor și înțelepciunea lor în alte capete. Ei, dacă s-ar găsi un transplant de înțelepciune fără să schimb capul, să schimb doar prostia, s-o muți de la tine prin părăsirea ei. Ieftin, fără prea mulți bani, fără prea multă cheltuială și necostisitor. Adică, uitându-te înăuntru tău, cum spun Sfinții Părinți, să te cunoști pe tine și atunci nu vei greși niciodată. Dar omul își schimbă mintea, își schimbă culoarea la ochi, își schimbă culoarea la păr, dar nu își schimbă năravul. Deci, dacă nu părăsim răul din noi, care nu trebuie, nu-i operabil, ci doar este imaginabil, el se așează în om prin imaginație, vine prin voința lui. Degeaba ne schimbăm prin operație celelalte elemente ale trupului sau ale feței sau ale minții. Poate să spună un cap de rinocer, tot berbec rămâi, deci tot ticălos, tot muritor, tot păcătos. Deci aproapele meu mă face să devin un Dumnezeu. Toți sunteți Dumnezei și fii ai Celui Preanalt. Prin ce? Prin har și prin credință și prin fapte bune. Deci sfinții n-au fost altceva decât oameni. Înainte de a fi sfinți, au fost oameni ca și noi. Înainte de a fi sfinți, au fost aproapele noastre. Și noi am fost aproapele lor. Deci iată, asta este întrebarea esențială. Și Petru Damaschin spunea în filocale așa fugar. Sunt trei feluri de oameni. Oameni pentru oameni, v-am spus pilda cu capul tăiat și cu ăla cu coroana de împărat, oameni pe lângă oameni, deci cei care, levitul și preotul care au trecut pe alături și și-au văzut de treaba lor, și mulți alții care astăzi profită și se îmbogățesc pe sărăcia altora, dar să ducă iad și mor ca câinii, și oameni contra oameni, cei cu vânătoarea, cu carnea și cu otrava. Deci avem toate trei pildele date ca să vedem ce este în lumea aceasta. Dar în final a rămas un singur lucru esențial. După ce a spus pilda cu samarineanul cu toate, Mântuitorul a forțat pe învățătorul de lege să recunoască un lucru, că nu credința iudaică este mântuitoare, ci faptele bune. Care dintre aceștia trei ți s-a părut că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Ce întrebare! Ce întrebare! Care ți s-a părut că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Evident că l-a strâns la menghină și l-a băgat la curbă, cum se spune, și l-a constrâns să spună adevărul. Putea să spună, eu sunt învățător și nu-mi denigrez legea. Putea să spună, eu țin cu levitul, poate să grăbea la slujbă, sau eu țin cu preotul, poate să grăbea că să-mi puțeau jertfele de vite și de dobitoace la altar. Nu. A fost nevoit să spună. Cel care a făcut milă cu el, n-a avut curajul să spună, samarinean. Cel! Ei, acel cel a fost omul care universal este omul lucrător de bine. La care Mântuitorul n-a spus, mergi și fă ca samarineanul, ci a folosit aceeași universalitate. Mergi și fă și tu asemenea. Iată cu ce putem noi să încheiem astăzi. Mergeți și faceți la fel. Încă o dată vă spun. Spovediți-vă. Împărtășiți-vă.
Căutați-vă psaltirea și ceaslovul în casă. Căutați-vă icoana și candela. Nu mai faceți întâmplări care se repete după 20 de ani de creștinism, după 20 de secole de creștinism, după 2000 de ani. Schimbați duhovnicul și vă duceți de la unul la altul, unul îți dă aghiazmă și tu dincolo te duci și ei sfinte, că luați foc. Mi-a spus cineva, acum într-o zi, zic, băi, dar tu te-ai spovedit? Da, m-am spovedit. Unde? La mitropolie. Și ce ți-a dat? Aghiazmă. Păi și-ai luat? Da, nu, că și m-am dus la altul și mi-a dat sfinte. Nu așa, frate. Dacă ai canon și te-ai spovedit și l-ai primit și nu-l poți face, vii la preotul respectiv să te dezlege. Și cum se procedează? Eu te dezleg, dar te trimit la următorul preot care este, la următorul preot care te va spovedi, acela te respovedește pe tine din nou general și dacă el vrea să te împărtășească cu treaba lui. Dar tu să știi că dacă ți-am spus că nu-i bine și rău, rău rămâne. Să nu cumva să credeți că dezlegând luni blagoslovenie de la Bârnova și mergând nu știu unde, ai rezolvat problema. Nu. Tot tu ești. Păcatul te paște, primejdea e lângă tine. Mulți, spune Apostolul Pavel la vremea de apoi, pentru proasta economisire a tainelor și a tainelor lui Dumnezeu, vor fi multe boale și morți în norod. Cancer, divorț, neînțelegeri, ispite, bătăi, certuri, necazuri, curvării, concubinajuri. De ce? Când ceva, fuga la biserică și l-a împărtășit. Fuga la Sfântul Ioan Gură de Aur, la deschis carte. Fuga nu știu unde la citim moliftele. Fuga nu știu unde, nu știu ce. Mamă dragă, moliftele se citesc numai la oameni îndrăciți sau posedați de lucruri necurate, care nu mai au puterea și capacitatea mentală de a se coordona singuri. Deci îi stăpânește satana, îl izbește în foc, în apă, pe drum, de pământ, în morminte, în văi, în băgăuni. Noi, cei sănătoși, avem nevoie de doctorul nostru. Noi ne rugăm pentru noi. Când se spune să citești paraclisul, când se spune să citești psaltirea, când se spune să citești ceaslovul, nu-ți spune să citești pentru că ești îndrăcit, ci pentru că nu ești îndrăcit. Deci ești conștient. Ați văzut când se bagă copiii la școală în clasa întâi, îi testează un medic și spune tu la școala ajutătoare, tu rămâi la școala normală. Tu treci la școala ajutătoare, tu la școala normală. Vezi, tu ești bârbuit, tu n-ai greutatea, tu n-ai înălțimea. Deci îi selectează. Duhovnicul face la fel. Unde crede duhovnicul că este nevoie de moliftă, ți-o citește el, nu mergem și ne tolănim la somn ca puii de cloșcă vara surăchită, sub epitrafirul preotului și ascultăm moliftele. Și mergem și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică, iar după ce le-am ascultat, mergem și spunem ce, dar ce ceartă am avut cu bărbatul, ce mai să mă zvârlă pe fereastră. Păi cum să nu te zvârlă pe fereastră? Post în casă, nu? Curățenie în familie, nu? Spovedanie, nu? Împărtășanie, nu? Rugăciune seara, nu? Rugăciune dimineața, nu? Mers la biserică, nu? Aghiazmă în casă, nu? Anaforă, nu? Unde lemn sfințit, nu? Și toate celelalte. Câte ori mai fi. Și tu vrei să nu te izbească. Păi da, îl întăriți pe dracu și mai rău îl faci asupra ta. Dacă te duci la un câine cu mâna goală și bați în trânsul, nu te rupe? Nu te apucă? La fel și satana caută ca leu pe cine să înghite. Deci biserica este un spital duhovnicesc, nu o casă de nebuni. Biserica nu este o adunătură de oameni bolnavi, psihic. Biserica este o instituție duhovnicească unde cei mai capabili și mai siguri sufletește oameni vin și se pregătesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Sau dacă vreți să spunem, cei mai distinși sufletește. Că intră păcătoși și vor să se curățească și ei, e cu totul altceva. Dar biserica n-are babe nebune, n-are oameni nebuni, n-are bețivi și curvari. Biserica are oameni integri moral. Deci biserica are oameni integri moral. Oameni care știu ce înseamnă Dumnezeu, oameni care știu ce înseamnă să nu înjuri, oameni care știu ce înseamnă să nu furi, oameni care știu ce înseamnă să nu te divorțezi. Deci aceștia sunt fiii bisericii. Restul sunt ca Hanan și ca Hama, care au văzut golătatea lui tatăsu și când corabia plutea pe apă, ei se desfrânau în corabie.
Așa s-a născut păcatul și fără de legea pe pământ. Noe cu cei trei fii mergea pe apă și Hana, Ham îi făcea fecior lui nevastă, așa e și Hana, din care a ieșit toate popoarele păgâne după potop. Deci iată cum se naște rău. Deci femeia stă în biserică și bărbatul stă la crâșmă. Mai bine așa, pentru că prin femeia credincioasă o să se sfințească bărbatul păcătos, dar prin doi nebuni să dărâmă totul. Iarăși la fel, biserica nu este obligată să facă tot ce vrea omul, face tot ce trebuie făcut pentru omul. Deci când biserica are în față un creștin sau un credincios, biserica vine să-l pună pe poziția de plutire. Nu cum a spus și spun mulți și asta să știe și să cunoaște. A, ce am să mă duc la pop să le dau bani. Nu te cheamă nimeni să dai bani. Vino și stai în biserică cu hoitul tău, fără lumânare sau fără pomelnic, dar stai în biserică. Că azi o vorbă, mâine o vorbă, poi mâine o vorbă, intră pe urechi. Și poate vreuna din întâmplare, rătăcind cărarea, te las la altă ureche, îți duce în jos. Și ducându-se în jos, merge în suflet sau la inimă. Și ajungând la inimă sau la suflet, te trezește din prostie. Deci asta e biserica. Ori vin oameni la biserică, ori nu, ea tot biserică rămâne. Ori vin oameni la biserică, ori nu, tot Sfânta Liturghie se face. Ori vin oameni la biserică, ori nu, ea tot biserică rămâne, tot Sfântă rămâne și tot al lui Dumnezeu rămâne. Dar cu cât va fi mai goală, va fi dărâmată mai repede. Cu cât va fi mai goală și mai lipsită de creștini, cu atât va dispare și credința. Pentru că la un moment dat, spune Scriptura, mulți din cei nebuni ai lumii vă vor socoti pe voi nebuni și vă vor omorâ crezând că aduc slujba lui Dumnezeu. O să zic că vă zic creștinii dintr-un sat, ce ne mai trebuie popă, ce să facem cu el? Dă foc biserici, omoară popa și s-a terminat, se închină la bufet. Deci iată de ce trebuie ca biserica să aibă credincioși în ea. Ca și strămoșii noștri și înaintașii care vor veni după noi, că noi tot naștem și plecăm. Și ăia să țină minte că au trăit într-un har și într-o sfințenie și au trăit într-un popor civilizat care nu proști, nu inculți și analfabeti, cum spun o parte din marii clasici de astăzi. Sunt mulți din ăștia care au făcut două facultăți cu geanta și acum să dau mari universitari sau mari profesori și îți predă ateismul și propaganda materialistă. Ăștia sunt din ăștia care au făcut Ștefan Gheorghiu. Știți cum se făcea Ștefan Gheorghiu? Râneai la porcii partidului, măturai pe la păsărea partidului și terminai Ștefan Gheorghiu. Și a ieșit un mare predicator împotriva lui Dumnezeu. Ori facultatea credinței s-a făcut cu sânge. Facultatea credinței s-a făcut cu sânge. Martiri au vărsat sânge, mucenici au vărsat sânge, mărturisitori au vărsat sânge, ostașii pe câmpurile de luptă au vărsat sânge și voievozii au apărat pământul cu sânge. Și atunci nu-i nevoie de filozofiile lor. Noi nu ne luăm după nebunia acestei lumi, ci ne luăm după tradiția înaintașilor noștri. Dacă a fost nebun Apostolul Pavel, lasă să murim și noi nebuni, că el a spus, eu vreau ca toți să se mântuiască și să știe că el se duce în iad. Așa spunea, să fiu eu anatema, dar pe ceilalți să știu un Hristos. Sau lasă să fim noi nebuni pentru lume, numai să fie lumea bună pentru Dumnezeu. Că în felul acesta se trezește omul. Altfel, hai să-i vezi trecând la deal sau la vale, ia ca țachii, ia ca popii, ia ca cutare. Cu atât a învățat, asta sunt 7 ani de acasă. Deci nu știe să dea o bună ziua, nu știe să-și facă o cruce și mai spre mirare că mai vezi pe la comunie sau așa pe la botez că nu știe crezul și spre mirare că nu știe Tatăl nostru. Păi în secolul 20 când faci facultate cu 16 obiecte și 20 de examene de curs, tu nu știi Tatăl nostru? Ai ajuns să mănânci pe calculator, îți merge lingura singură la gură și tu nu știi Tatăl nostru, cea mai elementară rugăciune din 7 fraze. Deci iată cultura lumii acestea cât e de bolnavă. Deci trebuie să lăsăm materia care ne-a luat rob și să ne facem stăpânii materiei prin puterea duhovnicească. Mântuitorul, când i-a fost arătată toată lumea și bogăția, a spus așa, drace, tu să slujești Dumnezeu, stai înapoi a Lui. Nu vorbi. Stai în banca ta. Ei, și noi la fel. Tu televizorile în banca ta, tu servinci în banca ta, tu țarile în banca ta, tu casă în banca ta, suflete, hai la Dumnezeu. Și în felul acesta o să fim aproapele sau departele nostru. Noi vom ști. Fiecare în inima lui poate să-și facă analiza de conștiință și să vadă.
Sunt aproape de aproapele sau sunt departe? Cei care să sunt departe să nu se apropie de Sfinte, iar cei care să sunt aproape să se apropie. Eu le-am spus-o întotdeauna. Cine minte sau spune minciuni sau încearcă să creadă că cu barbologie va fura pe Dumnezeu, nu reușește. Sunt două șanse. Rugăciune și post, curățenie și sfinte taine și așa să merge în împărăția lui Dumnezeu. Amin, amin. Da, da.